În 2014, România a avut un excedent comercial în creștere cu peste 58%, comparativ cu soldul pozitiv înregistrat în anul 2013. Este cel mai bun excedent comercial din ultimii 20 de ani. Țara noastră a exportat în 2014 produse agroalimentare în valoare de mai bine de 5,4 miliarde de euro, cu un procent de peste 6% față de anul precedent. Importurile au însumat circa 4,9 miliarde de euro, cu doar 2,6% peste nivelul din 2013. Principalele produse agroalimentare exportate în 2014 de România au fost grâul, porumbul, țigaretele, semințele și uleiul de floarea soarelui, semințele de rapiță, orzul, oile, caprele și bovinele vii, dar și carnea de pasăre. În schimb, carnea de porc, șroturile din soia, produsele brutărie, patiserie, diferitele preparate alimentare și ciocolata s-au situat pe primele locuri în totalul importurilor agroalimentare făcute de România anul trecut. În 2014, Uniunea Europeană a fost principalul partener în comerțul agricol al României.